Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă săptămână de Sport Arena la zi, alături de mine în platou, de la stânga la dreapta, în ordine, colegul nostru Ionuț Florea. Bună, Ionuț, bine ai venit, nu te văd prea bine. Ești bună, aici, Alice, ești cu noi? Bine te-am regăsit, da, cu siguranță. Bun, Ionel Luțan. În primul 11 aici prezent, bună. Ai făcut strategia pentru toată lumea pe ziua de astăzi? E organizată treaba. Acum da. Să vedem ce iese, că... Am înțeles. Am pregătit bine totul, dar la ora partidei, eu sunt la creație, Alisa, adică mijlocaș central, un post cu responsabilitate asta. Am înțeles. Păi de-aia te-am lăsat acolo, că știu că ești cel mai responsabil dintre noi și Dacian Varga. Bună, colegul, ce faci? Salut, colega! Noi aici amândoi, noi suntem colegi din ultima bancă, știi, aia care râd, aia care mai fac câte o glumă, dar... Și prostii. Taș din gură, nu mai ești la toată lumea acum la televizor. Abia aștept să ne povestești, am auzit că ai fost la meci. Da, vă povestesc, sigur că da, dar înainte să trecem la lucrurile astea pozitive, nu e de ignorat faptul că lumea sportului a fost guduită de dispariția lui Ivan Pațaichin. Ieri, și nu doar a lui, legendele României, că sunt ele de la sport, că sunt ele din lumea artei, din păcate, au trecut în neființă ieri și nu este de ignorat întreaga carieră și bucuriile pe care Ivan Pațaichin le-a adus statului român. Haideți să urmărim un material despre moartea acestui. Sicriul cu trupul regretatului canoist a ajuns la Clubul Sportiv Dinamo. 6 militari români l-au purtat pe brațe până în sala amenajată special pentru acest moment trist. În fața clubului, 10 de oameni așteptau pentru a-și lua adio de la marele canoist. Un mesaj emoționant a venit și de la ministrul sportului. M-am întors ieri de la Jocurile Paralimpice. Eram foarte fericit când am auzit această veste. Am pierdut sportul românesc. A pierdut unul dintre cei mai mari campioni. Ivan Pațaichin va rămâne mereu în istorie drept campionul cu pagaia ruptă, după ce la startul unei curse vâsla s-a acedat, însă cu toate acestea, românul s-a calificat în finală și a câștigat-o. Detlef Lewe, Bahn 3, dreifacher Weltmeister, kommt hinter dem Ungarn Bichmann auf den dritten Platz. La competițiile internaționale la care a participat, sportivul a pus numele României în fruntea clasamentelor. A obținut 7 medalii olimpice, dintre care 4 de aur și 3 de argint, iar în cadrul campionatelor mondiale, Ivan Pațaichin s-a întors în țară cu 21 de medalii, dintre care 9 au fost de aur. The Romanians get their revenge from yesterday and Pațaichin gets his 7th gold medal. The Yugoslavs are second and the French team. Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis un mesaj pe pagina de Facebook în cinstea sportivului. E legendă. Un campion s-a transformat în stea. Ivan Pațaichin a plecat dintre noi. Povestea sa e povestea succesului, a bunului simț și al caracterului. E povestea unui fiu al Deltei care a dat înapoi înzecit și a inspirat oamenii să trăiască frumos, a transmis comitetul. Ivan Pațaichin a fost timp de 18 ani legitimat la clubul Dinamo, iar după retragerea din activitatea competițională a antrenat echipa de canoiști a clubului, iar mai apoi lotul național. Cea mai mare realizare a sa ca antrenor a fost în anul 2000, atunci când sub îndrumarea sa, Florin Popescu și Mitică Pricop au obținut aurul la proba de 1000 de metri după 16 ani fără aur. Ivan Pațaichin a rămas în istoria olimpiadelor drept campionul cu pagaia ruptă, după ce la startul unei curse vâsla s-a acedat, însă cu toate acestea, românul s-a calificat în finală și a câștigat-o. Da, cu siguranță un moment foarte greu pentru sportul românesc. Ieri parcă a fost o zi de, cu adevărat de doliu și domnul Caramitru a trecut în neființă. A fost ceva, toate stelele au căzut parcă, din păcate, dar
să le rămână amintirea veșnic vie cu rezultatele fantastice, nu-i așa, Ionel, pe care le... Da, am avut privilegiul, acesta este cu adevărat cuvântul, de a fi în preajma mare lui Ivan Patsaichin în vreo două emisiuni la Radio Sport Total FM. Venea de fiecare dată când era invitat la mine și la Horațiu Sima și am avut așa chiar privilegiul, acesta este cuvântul, de a fi în preajma unui astfel de om, de mare campion, chiar pentru o oră sau două cât a durat acea emisiune. Sunt convins, acum știi, apreciem altfel niște lucruri, da, exact, în momentul în atunci care... Atunci părea o normalitate și acum când vezi că ai fost lângă un astfel de om, lângă un mare campion și care nu mai este, iată că este întâmplat această tragedie, parcă îți dai seama și mai mult despre ceea ce am pierdut, de fapt, România și lumea sportului în general. Ionuț, tu ești un mare împătimit al sportului și presupun că această veste și pe tine te-a găsit la fel de surprins și îndurerat. Bine, nu era neapărat o surpriză, știam cu toții că domnul Patsaichin era grav bolnav. Da, Alice, și aș începe prin cuvintele colegului nostru Narcis Drejean, care astăzi, dintr-un editorial extraordinar în Gazeta Sportului, încheia acest editorial spunând că Ivan Patsaichin a fost mai mare decât orice statuie, făcând referire la statuia pe care o are în complexul sportiv Dinamo București. Este un om, sau mai bine zis, mi-e foarte greu să vorbesc la trecut și voi fi în continuare cu timpul prezent atunci când mă voi face referire la domnia sa, pentru că atâta modestie și atâta bun simț, raportându-le la ceea ce a însemnat și ceea ce va însemna întotdeauna pentru România, Ivan Patsaichin rar mi-a fost dat să văd. Ne uităm și facem comparația list cu ceea ce înseamnă generația aceasta de sportivi pe care o avem și vedem cât de ușor își aroc aceste merite pentru mult mai puțin. Și un om de valoarea domniei sale, care pur și simplu a fost un ambasador al României, era de o modestie și de un bun simț ieșite din comun. Mi-e foarte greu să vorbesc, mai ales că spuneai foarte bine la început că pe lângă această tragedie care s-a întâmplat, s-a mai legat și de moartea lui Ion Caramitru, care pentru mine cel puțin rămâne acel Socrate cu care am crescut uitându-ne la filmele românești pe care domnia sa le-a realizat. A fost o duminică neagră și cât de triști am fost, mi-e atât de greu să trec peste momentul ăsta, îți spun foarte sincer. Da, a fost cu siguranță un moment emoționant. Ziua de ieri a venit în valuri cu toate aceste vești și stau și mă gândesc la eveniment. Exact treaba asta cu padela ruptă, cu barca plină de găuri, făcute intenționat pentru ca România să nu câștige acea medalie, dar cu toate astea au învins, parcă au făcut tot imposibilul posibil. Dar cum ți-ar fi fost dacă... Nu știu, într-o zi la un meci de fotbal, ceva ar fi trebuit să joci, habar n-am, cu o mână ruptă sau cu ceva lipsă. Fără o gheată, habar n-am, da. Și pun tare în umer. Și cu toate astea, adică cam ăsta e efortul pe care l-au... Vorbind de un campion, mai multe cred că nu sunt de spus atât timp cât a participat la 4 Jocuri Olimpice, a luat aurul, argintul, așa că cuvintele cred că sunt de prisos. Pentru toți a fost o duminică neagră. Da, asta sunt este multe de spus. Să le rămână vie amintirea până la urmă, pentru că asta este situația, dar pe cât a fost de neagră duminica din punctul ăsta de vedere, pe atât a contrastat cu reușita Naționalei Române de Fotbal, care a reușit un rezultat de 2-0 împotriva echipei din Liechtenstein. Haideți să vedem întâi ce a avut de spus selecționerul Mirel Rădoi și după aia revenim aici în studio. Sunt sincer și mă bucur de victorie, mă bucur oarecum și de rezultat, dar mai mult de rezultatul din prima repriză. Pentru că dacă ar fi continuat golurile să curgă pe bandă rulantă și în repriza a doua, probabil că am fi crezut că meciul din Macedonia de Nord va fi și mai ușor. Așa am văzut că nu este chiar ușor și nu este de ajuns prezența noastră în teren pentru a facilita o victorie la un scor foarte mare. Din punctul ăsta de vedere, am avut foarte multe ocazii și de la partid la partidă, chiar și partida cu Germania am avut ocazii, chiar și la amicalul cu Anglia. Din păcate, exact când este momentul cel mai important la finalizare, ne relaxăm. Și am încercat să descoperim, să vedem care ar fi mecanismele pe care le putem folosi împreună cu jucătorii pentru a păstra în continuare concentrarea la finalizare. Pentru că în momentul în care găsești un adversar care se apără cu toată echipa în ultimii 20 de metri, în situațiile pe care ți le crezi, trebuie să marchezi cât mai multe goluri. Sunt mulțumit pentru repriza a doua cum a ieșit, pentru că ne-am fi dus foarte relaxat dacă scorul în seara asta s-ar fi terminat 5-6-0. Aș fi vrut ca toate golurile, dacă scorul se termina așa, să fi fost înscrise în prima repriză. La noi nu există titular și rezerve. Au fost două situații, de exemplu, cu Kirikeș, în care am explicat, pentru că observăm anumite lucruri și am spus că la partida asta
nu va juca pentru că avem nevoie de Macedonia de Nord, urmând a fi trei partide foarte, din punct de vedere fizic, foarte solicitante pentru el, după aceea se întoarce la echipa de club și să nu cumva să riscăm o accidentare pentru următoarea lună. Dragoș și Nedelcu, de exemplu, la fel, în partida cu Islanda a simțit ceva dureri la aductor, dar a reușit să termine partida. În rest, au fost jucători pentru că aveam jucători proaspeți, aveam nevoie de prospețime, aveam nevoie de reacția după pierderea mingii, în care în mare parte am făcut-o bine, exceptând două situații din prima repriză, unde știam că după reacția mingii trebuie să aglomerăm foarte mult zona centrală, să-i obligăm să joace la margine, unde aveam un singur jucător de bandă. Nu am reușit să o facem foarte bine, am eliberat zona centrală de două ori. După aceea, la acel moment static de care vorbeam mai devreme Marius, într-adevăr, pentru o echipă contra căreia vrei să marchezi cât mai multe goluri, să-i dai șansa să scape singur cu portarul, poate fi inacceptabil. Și în momentul ăsta, dacă stau să mă gândesc, sunt două lucruri. În momentul în care stai în linie și nu marchezi adversarul, atunci trebuie să marchezi zona. Dacă nu poți să marchezi zona, atunci trebuie să marchezi omul. E clar că acolo este o greșeală mare în care, cu o echipă, să spunem, mult mai valoroasă, cred că mingea aceea putea să fie gol. A fost oarecum o partidă la care ne așteptam să avem inițiativa. Cam toate adversarele Liechtensteinului au posesie, încearcă să speculeze foarte bine spațiile lăsate de adversarul Liechtenstein în momentul în care se află în defensivă. E foarte greu de pătruns. La un moment dat mă uitam la partida cu Germania și erau cu toată echipa undeva la 18 metri. Astăzi am văzut undeva la 11 metri cu toată echipa, deci ne-a fost și mai greu neavând jucătorii de calitate pe care are Germania. Le-am zis, din contră, să mărim intensitatea pasei, circulația balonului să fie mult mai rapidă. În momentul în care ajungem să facem schimbarea de direcție de două ori, ori direct, ori prin intermediar, să intrăm în careu, să luăm o relație de 1 contra 1 ofensiv. Nici de cum nu mi-am permis și nu pot permite, le-am spus, indiferent de scor, să nu înceapă cu gesturi care pot ridiculiza adversarul, pentru că mai devreme sau mai târziu lucrurile astea se pot întoarce împotriva noastră. Va trebui să vedem cât de repede putem recupera toți jucătorii din punct de vedere fizic, pentru că sunt jucători care au jucat și în Islanda, care au jucat și în seara asta și o să joace și în următoarea partidă. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că ce ar trebui să ne preocupe foarte mult este starea fizică a jucătorilor. La fel, mâine dimineață este singurul antrenament în care putem pregăti partida din Macedonia de Nord. Va fi foarte greu de realizat structura antrenamentului pe care ne-am fi dorit-o, pentru că mulți dintre ei au jucat în seara asta și un antrenament mâine dimineață nu ar putea să aibă oarecare intensitate și atunci o să facem doar o așezare tactică și foarte multe alte lucruri o să le reglăm în discuțiile pe care le avem și tactic. Plus, analiza despre adversar, în care să vedem exact unde ne aflăm și ce posibilități avem pentru următoarea partidă. Bun, o victorie care la începutul partidei, în primele minute, a ținut pe toată lumea cumva cu sufletul la gură, iar mai apoi lucrurile au devenit mai liniștite, să spunem așa. Dacian, ce părere ai avut despre partida de aseară? Ne-a spus Mirel, Rădoi ne-a spus tot. A spus, te-a lăsat fără cuvinte? Da, o victorie fără drept de apel, din punctul meu de vedere, cu toate că au avut și adversarii noștri, au avut o ocazie importantă. Exact cum a spus și Mirel, o echipă mai bună, eu zic că marchează și îți face meciul greu după aceea. Au jucat cu, între ghilimele spun, multe rezerve, cei din echipa națională. Sunt foarte bucuros că au marcat fundașii laterali. Asta denotă că atacăm și cu fundașii. Cu toate liniile. Cu toate liniile. Aștept să văd goluri de la atacanți. Nu? Până la urmă, de asta ești atacant, să o bagi în poartă. În partida care urmează, Dacian, poate vor marca și atacanții, cei care sunt la acest moment, că nu prea avem la echipa națională, dar mă și uitam la ce execuție a lui Toșca, o execuție de atacant, practic, un șut așa cu exteriorul, ca în vremurile bune, în colțul lung, așa, adică exact. Ce pasă, ce șut desenat, a venit și reușita lui Cristi Manea. Important e că am câștigat într-o partidă în care nu selecționerul și-a permis, poate că acesta este cuvântul, să schimbe puțin liniile, era și normal, această ritmicitate a jocurilor, trei în decurs de doar câteva zile, l-a obligat practic să-i trimită pe teren și pe celălalt componenți al lotului, dar va reveni cu siguranță Mirel Rădoi la cea mai bună formulă a momentului în meciul cu Macedonia de Nord, unde mai toate premisele specialiștilor îl văd pe Ianis Agi,
vârful de atac folosit în această partidă, pentru că tot vorbeam de problemele din linia ofensivă, probabil că Mirel Radoi va găsi și de această dată cea mai bună soluție. Am așa o presimțire că Ionuț are, ori nu e de acord, ori ceva. Ionuț, să știi, nu te văd foarte bine de aici de la distanță, pentru că n-a trebuit să respectăm distanța socială, dar ești de acord sau nu? Simt așa o energie din partea ta, te rog să-mi spui. Ți se pare că sunt în unghi morți? Știi că la șoferi se mai întâmplă acest lucru la lista. Dacă nu ești atent și ești în spatele unui camion, poți ajunge în acel unghi mort, da? Bine că ne ajută tehnologia mai nou și ne semnalează și treaba asta. Exact. Era o victorie pe care trebuia să o bifăm, fără doar și poate nu aveam o altă variantă ales și mă bucur că am reușit-o, chiar dacă să știi că meciul nu a fost unul care să ne fi dat pe spate. A fost o repriză care a început fulminant și după 20 de minute aveam deja 2-0, după care a început relaxarea, așa cum sublinia și selecționerul Mirel Radoi, selecționer care a ales să trimită 8 jucători noi față de deplasarea din Islanda, o victorie extrem de importantă și acolo. Au debutat 3 jucători aseară, Ghiță, Cordea și Marius Marin. Dar putem spune cu adevărat, Alice, că vom intra în calculele acestei calificări doar dacă vom reuși să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv de la Skopje. Pentru că trebuie să fim onești, rezultatul acesta cu Liechtenstein era 100% așteptat de toată lumea. Dacă nici pe Liechtenstein nu am fi reușit să-i învingem, ne-ar fi fost greu să mai facem calcule. Așa, cu victoria aceea din Islanda, extrem de importantă, și cu jocul rezultatelor între Islanda și Macedonia, ne putem merge în Macedonia cu șanse reale să câștigăm și în eventualitatea în care vom face, vom fi, din punctul meu de vedere, favoriți pentru acest loc 2, care ne-ar aduce în acele semifinale și o posibilă finală pentru campionatul mondial. Partida cu Macedonia se va desfășura miercuri, data de 8, avem ceva timp, Mirel Radoi, nu-i așa, să-și pună la punct echipa și dacă există ceva, cum sunt accidentări și mici probleme, să fie rezolvate. Dar să ne spui și tu, nu? Ai fost la meci. Da, am fost. De ce nu ne spui și tu, nu? Ai fost la meci? Te-ai lăudat de aici înainte de emisiune, că tu ai fost și când am fost? Păi pentru că de fiecare dată mă tragi la răspundere, înțelegi? Și zic că te-ai uitat, ai făcut, ai nu știu ce, da, uite că acum am fost, nu, în opinia mea mi s-a părut exact așa cum, mă rog, s-a și comentat în stânga și în dreapta. A doua repriză a fost cea de care nu a fost, au fost mulțumiți nici fanii, dar nici Mirel Radoi, pentru că a spus că i s-a părut mult mai antrenată. Prima, pe de altă parte, așteptăm exact așa cum a spus și Ionuț, rezultatul din Macedonia, pentru că acela va conta cu adevărat. Ultima dată nu am reușit să venim cu o figură prea frumoasă din partida cu ei. Au contat foarte mult și aceste rezultate, că nu mai conta și după aia cu Macedonia. Au contat și rezultatele macedonezilor din campionatul european, care s-a desfășurat vara asta, pentru că totuși au avut niște rezultate un pic neașteptate. Nu, repriza a doua, probabil că jucătorii, puțin la număr, care se vor regăsi printre titularii cu Macedonia, se gândeau deja la următoarea partidă. Timpul este foarte comprimat, iată că spunea selecționerul că are la dispoziție doar astăzi dimineață posibilitatea de a face un antrenament ușor, nu? Cu titularii și cu cei care... Tehnico-tactic, cu așezare și a urmat deja plecarea către Macedonia, unde la fața locului mai face retușurile necesare. Să sperăm că va fi inspirat din nou Mirel Radoi, în condițiile în care sunt destule absențe, cu precădere în linie de atac, acolo unde nu prea avem soluții. Însă am văzut astăzi, spuneam specialiști, îl văd pe Ianis Hagi jucând acolo în acea poziție oarecum mai retras, dar Mirel Radoi cred că va găsi și de această dată soluțiile. Eu nu spunea, e normal în astfel de partide să propui și alți jucători, nu? Tineri, pe care vei vedea dacă poți conta în viitoarele, în condițiile meciului oficial. Dacă mai poți conta pe ei la următoarele acțiuni ale echipei naționale, când probabil vor reveni și jucătorii care acum, din vari motive, nu au putut fi prezenți. Accidentări, nu? Da, exact. COVID. Da, s-a mai găsit încă un caz de COVID zilele trecute la echipa națională și au ales să fie un pic mai, să se protejeze, să spunem așa. Ionuț, ești de acord cu această inițiativă de care spunea Ionel legată de Ianis Hagi? Nu. Nu, pentru că vedeți, Hagi... vedeți că am știut eu ceva? Nu, atenție, da. Ionel a spus că lumea fotbalului, nu că este părerea lui personală. Eu cred că în momentul acesta, la ceea ce ne va aștepta în Macedonia Lis, va fi un joc de luptă. Iar să-l trimiți pe Hagi să stea cu spatele la poartă între 2-3 fundași adversi și în momentul în care ai nevoie de tehnicitatea și de fantezia lui ofensivă, mi s-ar părea o decizie pripită. Pripită. Ok, haideți să vorbim și cu domnul Viorel Moldovan, pe care l-avem la telefon. Bună seara! Stăteam de vorbă puțin despre echipa națională și despre rezultatul din partida de aseară de 2-0. O victorie, s-ar spune, meritată, dar a născut multe controverse. Ce părere aveți dumneavoastră? Bine, până la urmă să luăm în considerare și victoria, prima victorie obținută în Islanda, să zic. Sigur. Așa, sunt 6 puncte până în momentul de față obținute din
această triplă de unde veneam noi după 4 înfrângeri consecutive și cu starea de spirit alterată rău de tot, deja este un lucru pozitiv. Am intrat în calculele calificării, ne-am activat din nou această posibilitate cu aceste 6 puncte obținute, dar împotriva unor adversari, din punctul meu de vedere, destul de modești, atât Islanda, cât și echipa de seară Liechtenstein, dar sunt 2 victorii, 4 goluri marcate, 0 primite, pentru că trebuie să recunoaștem, avem încă anumite vulnerabilități din punct de vedere a organizării defensive și am trăit periculos în anumite situații și în Islanda și chiar și aseară cu această modestă echipă din Liechtenstein am avut câteva sau au avut mai bine câteva oportunități de a marca. În schimb, am câștigat și asta e lucru cel mai bun. Normal că vine meciul din Macedonia, un meci mult mai complicat la fiecare pe care acolo, pentru că și ei vin după 2 rezultate de egalitate cu Armenia acasă și în Islanda aseară, după ce au condus cu 2-0 și au compromis destul de mult șansele la calificare, va fi meciul decisiv care sper să ne dea posibilitatea câștigându-l să ajungem la acest baraj de calificare la campionatul mondial. Bună seara, domnule Moldovan! Bună seara! În linii mari, rezultatele sunt favorabile, dar probabil că la anumite momente, nu puține, și jocul s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Da, am văzut o altă atitudine, cel puțin în Islanda, să zic așa. O altă implicare, o altă concentrare. Am spus lucru benefic, este că nu primim gol de marcat. Noi putem marca, chiar dacă aseară, de exemplu, la cum a început jocul, ce mă așteptam la o diferență mult mai mare de scor la finalul jocului pentru echipa reprezentativă a noastră pe tabela de marcaj. Nu a fost să fie, s-a terminat doar 2-0. Golurile marcate de către 2 fundași laterali, Mania respectiv Toșca. Sunt astfel de situații, mai ales când joci cu o echipe mici care se poziționează deliberat în preajma careului propriu, oamenii din linia a doua și chiar a treia sunt foarte importanți, ceea ce s-a întâmplat așa seară, dar sincer mă așteptam să marcăm mai multe goluri. După pauză n-a mai fost cazul. Parcă după acel început furibund și foarte bun, că de multe ori e greu să deblochezi rezultatul atât de rapid, ceea ce s-a întâmplat cu Germania împotriva lui Liechtenstein, care a avut doar 1-0 la pauză, n-am mai reușit să marcăm. Ar fi ieșit mai bine și ar fi dat mai bine și chiar ne-ar fi trebuit să înscriem măcar încă vreo 3-4 goluri, dacă putea. Dar nu a fost casă. Ionuț, dacă a intervenit o stare de relaxare, aceeași mecanismă a fotbalistului român sau fotbalului românesc, te relaxezi și începi să fii superficial când simți că adversarul tău e inferior și nu mai ai concentrarea necesară, mai ales la finalizare, de multe ori chiar și pe faza defensivă, pentru a face meciul mult mai liniștit. Domnule Moldovan, echipa națională suferă în compartimentul în care dumneavoastră ați făcut senzația alături de colegii din generația de aur. Credeți oarecum în ideea aceasta că Yanis Hagi ar putea juca acest rol de nou fals în partida de la Skopje? Sau este prea mult pentru el un jucător obișnuit să vină din linia a doua, să dea pase filtrante, să tragă la poartă? E clar că va fi dificil dacă va juca nouă fals, destul de greu, pentru că nu are profilul respectiv sau este un nou jumătate, poate, sau un altor de apăr și volante, pe penduleze, să pivoteze în jurul unui atacant central de forță. Nu avem momentul de față, dar sunt anumite probleme cu accentarea lui Alibet. A jucat Markovic cu Liechtenstein, Drăguș a accidentat și el, soluții Rădoi nu prea are. Până la urmă, oricine va juca va fi o improvizație, că va juca Agi, că va juca un alt jucător, pentru că în afară de Markovic nu avem
un atacant puternic acolo. Da, poate să iasă acest experiment, de ce nu, această soluție. Dar clar că vom avea spații mult mai mari, zic eu, în Macedonia, pentru că și sunt forțați să iasă la joc, să atace și să încerce să trașeze meciul în favoarea lor. E bine că am trecut peste ei ca punctar și acest lucru va forța. Va conta cu siguranță și toată această atmosferă de victorie care este la echipa națională, doar să nu fie prea mare relaxarea, nu-i așa? Și să-i subestimăm cumva pe cei din Macedonia. Să ne îmbătăm cu apă rece de multe ori. Sunt totuși două victorii împotriva Islandei, cu problemele ei, cu situația ei creată acolo. Considerați că ar fi fost un pic diferit? Același, ok, numai echipa care ne-a bătut în preliminarele, în baraj pentru campionatul european, acea Islanda, altă echipă total schimbată și ne-a creat probleme și chiar am avut câteva situații de a marca. Gândiți-vă să avem în față o altă echipă. E clar că Macedonia va fi o altă echipă în fața reprezentativei noastre. O echipă care a fost și a participat la turneul final, la campionatul european. Și chiar a lăsat o impresie destul de bună, în ciuda faptului că a fost eliminată în faza grupelor. Va fi total diferit. Nu mai vorbesc că meciul cu Liechtenstein nici nu mai e în considerare. Am bătut 2-0. Bun, o echipă de ce? De amatori? O echipă care au mai făcut și anumite progrese, dar totuși, să fim serioși. Deci, mai e mult până departe. Eu am remarcat, v-am spus, destul de multe probleme, mai ales la nivelul organizării defensive. Prea ușor, în anumite situații, ajunge adversarul să-și creeze situații de a marca ocazii. Dacă nici cu ăștia nu jucăm și nu-i batem, pe cine să batem atunci? Pe Macedonia, ca să fie, să încheiem cu o glumă, cu o atmosferă pozitivă. Vedem să fie concentrat jucători și normal că trebuie să joace, să reușească să obțină cele 3 puncte. Bun, domnule Moldovan, aceste 2 victorii, aceste 6 puncte, deci nu mai contează dacă noi nu reușim să câștigăm în Macedonia. Practic, n-am realizat nimic în momentul de față. Ok, ne-am activat șansele, că am câștigat, dar fără victoria din Macedonia e egal cu zero. Bun, să sperăm că lucrurile vor sta foarte bine și în Macedonia. Domnule Moldovan, mulțumim tare mult pentru intervenție de aici din studioul nostru. Da, exact, că la asta m-am gândit și eu, faptul că cei din Macedonia au avut o vară totuși nu foarte liniștită și cu o performanță cât de cât bunicică. Au fost eliminați și drept în fața grupelor, dar nu s-au descurcat chiar atât de rău. Deci sperăm că nu suntem foarte relaxați, nu? Nu suntem relaxați, nu poate fi vorba de așa ceva la echipa națională, au grijă antrenorii și cei care fac parte din stafful echipei naționale. Mă gândesc că la 2-0 probabil că și jucătorii, nu? Spuneam puțin mai devreme, ținând cont de calitatea adversarului, au lăsat așa puțin mai... S-au protejat un pic? Puțin mai moale, să spunem, chiar dacă, repet, unii dintre cei care au jucat aseară nu se pot regăsi pe gazon și în Macedonia de Nord. Rămâne această problemă a atacantului. Mirel Rădoi nu are nici multe soluții, va trebui să inventeze ceva. Poate că iese, cine știe din ce are la dispoziție, va găsi el acolo o soluție rezonabilă. Până acum suntem bine, rezultatele până la urmă contează, nu? Că dacă aveam un joc estetic și până la urmă pierdeam. Și Viorel Moldovan, fără punct sau puncte din Macedonia... Degeaba am câștigat. Da, bine că am ajuns aici în această postură, știi? Cu 6 puncte acumulate, logic, în cele 2 partide. Avem speranțe justificate acum, pentru că am arătat în multe momente că putem, nu? Parcă jocul este și într-o ușoară... Și putem în unele momente și că... Că nu put... Nu, să le luăm pe acelea bune noi, să credem în Mirel Rădoi și în echipa națională. Trebuie să fim și realiști. Păi nu, putem, suntem realiști. Evident că suntem realiști. Adică toată lumea a văzut și neajunsurile care încă fac parte și din echipa națională. A fost. Multe atacuri periculoase a islandezilor care puteau să se materializeze în gol sau gol. Nu mai sunt aceia analizi, Ionuț, nu mai sunt adversari mici în fotbal european. Ne întoarcem. Fiecare, uite, și Germania a învins cu 2-0, nu? Liechtenstein-ul. Și parcă în Germania nu cred că s-a făcut atât de multă tevatură că reprezentativa Germaniei nu a învins decât cu 2-0. La noi, da, într-adevăr, am văzut destule lucruri nu tocmai plăcute. Dar... Nici nu știu câți dintre noi urmărim presa germană așa cu atenție. S-a făcut chiar așa de atâta tevatură că am văzut doar cu 2-0. E nevoie și de golaveraj în fața unui asemenea adversar, dar totuși o victorie care ne ține acolo în calcule.
și care a arătat și destul de multe lucruri bune. Eu nu ți-aș de acord că trebuie să ne luăm în calcul faptul că avem și anumite minusuri pe aici, pe acolo, dar că vor fi cu siguranță rezolvate și trebuie să fim pozitivi către următoarea partidă. Da, și trebuie să fim alături de băieți, Alice, pentru exact. Că până la urmă nu avem altă variantă. Aceasta este generația din acest moment. Este un selecționer care a primit un vot de încredere, trebuie să fim alături de el până când, din punct de vedere matematic, nu vom mai avea șanse. E clar că nu ne putem permite să ne relaxăm cu Macedonia, pentru că să nu uităm ce ne-au făcut aici, la București, Alice. Noi am reușit să câștigăm la București, dar dacă stăm să analizăm la rece partida respectivă, am fost foarte aproape chiar să o pierdem. Au fost câteva momente psihologice ale celei partide care ne-au dus în postura de a câștiga cele 3 puncte. Da, și e și selecționerul. Da, trecut a fost o situație chiar încordată cu adevărat în partida cu Macedonia. Nu au fost rezultatele alea exact. 100% așteptate, dar you know, eu sunt acolo, știi, suporterul, așa ai spus tu mai devreme, Ionel, despre faptul că trebuie reinventate anumite lucruri. Dar Cian, tu cu cine ai reinventa așa situația echipei naționale? Atacul. Pe care îl avem? Atacul. Da, mi-e greu să cred că ar juca cu Ianis, sincer, nouă, fals. Exact cum spunea și colegul de acolo, din colț. Nu-l vezi în prima bancă acolo, nu? Peste rând, așa. Nu-l văd genul de fotbalist care să stea cu spatele la poartă. Mă, tu și ca atacant ai doi fundași, de obicei sunt doi fundași masivi, mari. Nu-l văd genul de jucător care să se întoarcă cu om în spate și să alerge cu ei în cărcă, între ghilimele spus. Dar poate găsim o deviere de calitate către un jucător din linia a doua. Sunt și alte, știu, elemente care te-ar putea ajuta, nu? Uite, Florin Tănase, când joacă la FCSB. Poate sunt profiluri evident diferite, dar Tănase este un astfel de jucător. Bine, de vorbim de campionatul intern. Exact, nu știu, mai degrabă a juca cu Marcovici. Toate că este foarte tânăr, da? Cu toate că este foarte tânăr, dar este e la locul lui, ar fi la masiv, locul da, lui. Este un fotbalist masiv, poate să țină de minge, poate să creeze culoare pentru cei din linia a doua, pentru mijlocașii central, pentru mijlocașii lateral. Acum nici nu știm ce sistem o să abordeze Mirel Rădoi. Cel câștigător. Exact, varianta câștigătoare. Ne dorim să ne întoarcem cu 3 puncte de acolo. Da. Cred că nici cu un punct nu ne-ar fi rău, nu? Să ne întoarcem cu un punct. Da, să nu uităm că urmărim Armenia în acest moment, o Armenie care în Germania a plecat doar cu 6-0 diferență. Deci ea este cea pe care noi o urmărim. Am lăsat Macedonia în spate, ne-ar ajuta acest punct, dar să nu uităm că avem Armenia în față și că n-ar trebui să ne depărtăm foarte mult de ea. Bun, haideți să discutăm puțin și cu domnul Dragomir, pe care îl avem la telefon. Bună seara, ce faceți? Bună seara, citeam. Ne pare rău că v-am deranjat, bine, ne pare bine, de fapt, dar era un mod de a spune. Vorbeam puțin despre rezultatele echipei naționale de până acum. 2-0, cu 2-0 avem 2 victorii, dar, așa cum spunea mai devreme domnul Moldovan, mai e mult până departe. Dacă nu câștigăm Macedonia, degeaba sunt rezultatele astea. Nu mai sunt bune rezultatele astea dacă nu câștigăm Macedonia. Dacă nu câștigăm, nu dacă facem meci egal. Am auzit ultimele fraze de la voi că ar fi bun un meci egal. Cum ar fi bun un meci egal? Ar fi bun pentru cine? Ar fi bun pentru Armenia un meci egal. Ionuț, cum ți se pare? Da, sunt de acord cu domnul președinte. Bună seara, domnul Dragomir. Într-adevăr, nu avem varianta decât a victoriei. Întrebarea mea este, vom putea? Pentru că știți ce s-a întâmplat la București, când Armenia ne-a cam dominat în multe momente și am fost la un pas chiar să pierdem partida respectivă. Credeți? Dacă nu putem, înseamnă că nu avem valoare și gata. Cum vi se pare această alegere a lotului aseară? S-au făcut și ceva schimbări în contextul dat, avem și ceva accidentări. Bine, schimbăm, trecem la o nouă generație? Bine, eu sunt de modă veche, eu nu sunt de acord cu 7-8 schimbări. Nu. Eu știu că atunci ai echipă națională când toată lumea vorbește de un schelet de 10, 11, 13 jucători de bază. Aceia trebuie să joace. Așa, nu știi ce echipă națională ai. Dar, domnule președinte, bună seara. Marile probleme, din păcate, sunt în ofensivă. Nu mai găsim atacanți, domnule Dragomir, în fotbalul românesc. Găsim destui, vedeți-vă de treabă. Și apărător, nici apărător nu găsim. Așa că trebuie să
gândim bine jocul cu Macedonia. Eu nici n-aș juca cu un vârf de atac. Dacă nu l-aș avea pe Alibek, nici n-aș juca cu vârf de atac în Macedonia. Asta vreau să vă întreb. Păi de aici, domnule președinte, și ceea ce spun mulți specialiști care l-ar vedea în asemenea postură pe Yannis Agi, mai avansat acolo undeva într-o linie de trei atacanți cu două aripi și... Avansat de tot, nu. În spatele unui vârf, poate. Dar nu-l avem. În spatele unui vârf sau jucăm fără niciun vârf. Și jucăm cu 1-5-5. Ați făcut tactica câștigătoare, domnule Dragomir. Păi să știi de la mine. Ai văzut cum au jucat cei din Liechtenstein aseară? Nici nu aveai pe unde să treci. Scapi o dată sau de două ori, a juca aripă cu Soarescu, care sau fundaș dreapta, a juca cu Soarescu, vine din linia a doua cu viteză, îi descumpănim imediat. Bun, de cele mai multe ori, domnul Dragomir, ați nimerit scorurile și evoluția partidelor. Ce simțiți acum, până la urmă? Cred că o să câștigăm. N-aș fi mulțumit nici cu meci egal. Meci egal, pentru mine, e considerat meci pierdut. Suntem motivați cumva de aceste două victorii care au fost foarte bune și împotriva Islandei, dar și împotriva Liechtenstein aseară. Dar pe de altă parte discutam și domnul Viorel Moldovan se gândea la condiția celor din Macedonia, care este una destul de bună și care ar putea să ne pună probleme. Sunteți de acord că ar trebui să fim un pic mai precauți și să nu ne relaxăm totuși în contextul dat? Păi cum? Aici ai timp de relaxare? Relaxarea la noi poate era acum vreo 20 de ani când juca Viorel. Atunci, da. Acum, ce să mai relaxez? Non-valorile să le relaxez? Ce? Suntem în tranziție, nu-i așa? Și acum modelăm o națională tânără. Băi, de mama noastră ce tranziție. Mai de doi. Dar aseară, domnule... Până nu plătim antrenorii de la centrele de copii, până nu facem condiții de pregătire pentru copii și juniori, nu putem avea pretenția că vor crește fotbaliști de valoare. Până nu avem pentru loturile naționale în fiecare, de la 14 la 18 ani, în fiecare lună câte un meci internațional tare pentru acumulare de experiență de competiție înaltă, de competiție mare, nu facem nimic. Până nu băgăm bani în sportul de performanță, în sportul de masă, pentru a avea sportul de performanță, nu putem să facem nimic. Până nu intervine acest guvern care nici nu se îndreaptă către sport cu ceva, nu putem face nimic. Dar, domnule președinte, răbdare e un cuvânt pretențios în fotbalul și în sportul românesc. Răbdare, nu, nu, asta cu răbdarea e la proști. Ar trebui să se facă lucrurile undeva mai eficient, spuneți. Mai eficient, mai repede, nu, urgent, acum, mâine. Bun, păi să ne organizăm în cazul ăsta. Ce să ne organizăm? Păi cine? Nici nu știm să cerem. Noi nici nu știm să ne ducem să cerem. Ascultați-mă, cine? Ați auzit pe cineva că stă la ușa primului ministru să ceară ceva? Ați auzit pe cineva că face vreo lege în țara asta în sprijinul fotbalului de performanță? Vai de mama lor! Domnul președinte, nu a fost Gheorghe Hagi la ministrul sportului de cel puțin două ori de cât a relatat presa și nu s-a schimbat nimic? Dacă nici un nume domnilor, ca Gheorghe Hagi... Gheorghe Hagi este un patron și toată lumea crede că e interesat să câștige un ban în plus. Nu! Cine ar putea aici să meargă dacă Gheorghe Hagi nu i-a ascultat? Profesionist și fotbalului național ar trebui să facă. Ea spune, de când am plecat eu de 7 ani de zile, a făcut cineva o inițiativă, eu știu, legislativă vis-a-vis de fotbalul de performanță? În fotbal mă refer, nu în sport neapărat. Nici nu există așa ceva. Păi eu m-am implicat în legea sportului, am făcut în legea singur o lege organică împotriva huliganismului pe stadioane. Am schimbat legile cu Copos atunci când era viceprim-ministru. Păi eu stau numai peste ei, călare. Și totuși, nimeni dar... acum, nu. Băi, noi nu știm să cerem, băi. Nimeni nu cere nimic. Păi cum să-ți dea?
Nu, și totuși, domnule președinte, chiar în aceste condiții mai puțin plăcute de care spuneți, antrenor cu nume în fotbalul românesc vin să pregătească echipe acasă, nu? Iată pe Laurențiu Reghe, că am fiat pe Dan Petrescu revenit, iată pe Marius Mudică, care din păcate a plecat de la CFR. Dom'le, ăștia sunt antrenori buni. Eu spun că și Moldovan este un antrenor foarte bun. Eu dacă aș fi la o echipă, l-aș fi luat imediat. Are și experiență, are tact, este destul de liniștit. Dar în România nu ești plătit, băi, fratele meu. Băi, ca antrenor nu ești plătit, nu ești respectat, nu ești nimic. Bun, neajunsuri sunt multe și dacă am sta să le luăm pe toate, poate nu ne-ar ajunge timpul, dar să ne bucurăm de victorie și să fim optimiști în ceea ce privește partida cu Macedonia. Domnule Dragomir, mulțumim tare mult pentru intervenție și vă mai deranjăm, să știți. Mai deranjați-mă, mulțumim. Da, foarte în formă, domnul Dragomir, dar totuși mi-aș permite, cu tot numele dumnealui, să nu fiu de acord. Antrenorii în România plătiți. Păi Dan Petrescu se spune că are 50.000 de euro la CFR Cluj pe lună. Laurențiu Reghe, cam la Craiova, 40.000 de euro pe lună. Mi-am amintit că s-a referit că sunt prea puțini. Asta da, dar echipe care plătesc. E adevărat, dar totuși vorbim de niște sume în România, adică care sunt cu mult peste media unor campionate mai puternice. Și iată că totuși sunt bani, din punctul ăsta de vedere. Bine, vorbim de echipele cu pretenții justificate, cele care se luptă la titlu, la niște obiective importante. Dacă sunt și ceilalți antrenori. 7-8 antrenori de top. De top, da, e adevărat, poate și calitatea campionatului ar crește. Da, siguranță. Cu siguranță ar crește, poate că și jucători nu ar fi la rândul lor doriți și ar fi plătiți mult mai bine. Se întâmplă asta la echipele într-adevăr de top. Pe de altă parte, nici nu cred că le poți alinia pe toate, nici campionatele puternice. Nu cred că toate echipele sunt la fel de bine. Da, bine, nu e unde este loc fără de greșeală și loc unde să nu existe plusuri și minusuri. Eu n-am putut să nu apreciez faptul că domnul Dragomir este foarte atent, Ionuț, la tine, ai văzut de fiecare dată. Imediat a auzit ce ai spus și a ținut să spună, nu sunt de acord. Dar replica. Cu tine, deci este... Tu ești de acord cu domnul Dragomir? Este un personaj, domnul Dragomir, și uite câteodată Alice îi ducem dorul când nu este prezent în ceea ce înseamnă cotidianul fotbal românesc, pentru că ne uităm ce înseamnă acum conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal, o conducere mai rezervată, mai puțin spumoasă, cum era pe vremea domniei sale, și trebuie să recunoaștem, Alice, că domnia sa are dreptate. Altele erau rezultatele atunci când Liga Profesioniste de Fotbal era păstorită de domnul Dragomir. Bine, știi. Alții erau jucători. Alții erau jucători. Alții erau și alții. Asta primul și în primul rând. La sfârșit, dacă tot spui așa acum. Așa nu... este. Se laude și domnul Varga. Nu. Că era pe vremea aceea. Exact, era și el. Nu, de aici pleacă totul. De la calitatea jucătorilor, în primul și în primul rând, era altceva. Performanțele umane cu totul s-au schimbat. Adică s-au schimbat valorile pe care acești oameni le-au. Erau și alți bani în fotbal, de ce să nu recunoaștem, nu? Era alt stil de viață și erau alte pretenții personale, trebuie să recunoști, Dacian, că erau alte, jucai fotbal de drag, din pasiune și pentru că voiai să faci performanță, nu pentru că voiai să îți iei ultima pereche de Adidas. Crezi? Sunt convinsă, lasă-mă să cred. N-am o părere rea despre tine, deci dacă era altcineva pe scaun, poate tăceam. Păi nu vorbeam despre mine, vorbeam în general așa. Jucai Champions League, Dacian, da? Întâlneai coloșii. Hai să zic că era un alt procent. Bine, m-am exprimat corect acum? Da, dar, repet, erau alți bani acolo în fotbal. Erau foarte mulți patroni care băgau foarte mulți bani, nu? Să nu uităm totuși Timișoara, Vaslui. Echipe care nu mai sunt, nu? Nu, și iată că acum ne întoarcem la nivel de jucători, pentru Steaua, că Dinamo. Din acest motiv Mirel Rădoi este nevoit să ia pe Marcovici, care mișcă puțin în campionatul intern, neavând alte soluții, nu? Pentru că atunci când vorbea Dacian, clar, nu știai pe cine să chem la echipa națională. Că acum ești obligat. Claudiu Niculescu, Dănciulescu, care erau golgheterii României. Sau mi-aduc aminte și ce spunea Cristi Pulha, că s-a dus la națională și era Raț și mai era funda stânga Ștefan Radu. Ștefan Radu, și unde să joc? Trebuie să vin peste nu știu câți ani. Adică deocamdată e ocupat aici. S-au schimbat. Atunci, ce? Da, așa era. Și unde jucau? Corect. Unde jucau? La ce cluburi, importante. Adică, și atunci a jucat, Pulhac juca în Europa League. Nu, și atunci puneți și impostura antrenorului de acum, nu? Pentru faptul că nu are o bază de selecție foarte, foarte largă, jucătorii nu mai au valoarea de altă dată, iar noi, normal, cerem aceleași rezultate. Exact. O postură dificilă au avut aseară și jucători cu nume ceva mai mari, Messi și Neymar. O situație inedită în ceea ce privește partida între Brazilia și Argentina, care a fost întreruptă nu din motivele obișnuite, ci din cauza unor nereguli. A fost haos din toate punctele de vedere până s-au edificat cu tot ce s-a întâmplat, care a fost adevărul. Statul brazilian nu acceptă abateri de la reguli în ceea ce înseamnă virusul SARS-CoV-2. Bine, au avut și un număr impresionant de decese, din păcate.
Și iată că avem și câteva imagini și se vede acolo, se văd neliniște. Cei de la Ministerul Sănătății au intrat și au spus tu și tu, haideți acasă. Ionuț, ce părere ai avut despre situația născută în Brazilia seara? Da, a fost o partidă ce conta sau ar fi trebuit să conteze alis pentru preliminarii campionatului mondial. Brazilia primea vizita Argentinei. Cei mai mari jucători, din punctul meu de vedere, erau actual prezenți pe teren, Messi pentru Argentina și Neymar pentru Brazilia. Din păcate, un incident pe care nimeni nu l-a anticipat și stau puțin și mă întreb de ce autoritățile respective nu au intervenit la hotel atunci unde ar fi trebuit să o facă, să-i oprească pe cei trei jucători acolo. La hotel, la aeroport. Sau la aeroport. La aeroport n-ar trebui să se oprească, pentru că există o lege în Brazilia care spune că dacă vii din Marea Britanie alături de alte trei țări, ești obligat să stai 14 zile în carantină. Deci ar fi putut să-i păstreze 14 zile în hotel, dacă ar fi absurzi. Dar în momentul în care tu ai informații că jucătorii respectivi vor pleca către arenă, automat poți interveni fără a face acest bâlci care până la urmă a uimit o lume întreagă, pentru că se întâlneau respectiv cele mai bune echipe din zona Americii. Din câte am citit în presă, am înțeles că le-a spus să rămână în hotel, să nu se prezinte la stadion. Iar ei s-au urcat în autocar. Bun, dar poți opri autocarul până ajunge la stadion. Asta sau ai două să stai ore în fața la camera respectivului jucător, nu? Să stai în fața camerei. Păi acum, știi, vin și eu și spun, dacă la Jocurile Olimpice sau în alte părți s-a putut sta literalmente în fața camerei, cred că s-ar fi putut într-un caz de extremă urgență, astfel încât să nu ajungi la rezultatul ăsta. Că te gândești până la urmă și la ce îți dorești tu pentru echipa ta. Adică s-ar fi putut, dar acum, bine, știți cum e spiritul ăla latin, oamenii vor să săriște, regulile în Brazilia sunt cu totul și cu totul altfel decât suntem noi obișnuiți. Câte am înțeles, s-a suspendat meciul, nu? Da. Păcat este că un astfel de regal fotbalistic, așa cum sunt de fiecare dată disputele dintre cele două reprezentative, nu? Iată, s-a terminat practic înainte de a începe, au dat măcar noroc jucătorii reprezentativi acolo la începutul partidei, după care, după ceva parlamentări, fiecare și-a văzut de drum, revenind, iată, deja acum pentru zilele următoare, nu? La echipele de club, pentru că ne apucăm din nou de treabă în campionatele interne. Mai avem aceste partide de miercuri și din nou la treabă în campionatul intern. Viața merge înainte. Corect. Deci a fost asta o concluzie profundă, știi? Dar are dreptate, Ionel. Să nu pățim și noi așa în România, ferească Dumnezeu, să vedem, să intre poliția cu... Nu cred. Mie mi se pare sincer că în ceea ce privește regulile împotriva pandemiei în România, în sport, în fotbal, mai ales, mie mi se pare că oamenii cât de cât s-au conformat ei, ei personal, pentru că acum să fim serioși, avem foarte mulți, cred că fiecare dintre noi avem câte un cunoscut, din păcate, care a avut probleme mai grave sau care, Doamne ferește, a decedat. Jucătorii noștri, și aici mă refer la echipa națională, ei au suferit foarte mult în urma trecerii în neființa bucătarului echipei naționale care le-a fost alături de zile, tot din cauza virusului SARS-CoV-2. Și cred că mie mi se pare că în România sportivii noștri chiar respectă și își văd de treabă. Deci mai așteptăm acum să vină campionatul și să nu mai fie cazuri de COVID. Nu, Ionuț, ești de acord? Sunt totul de acord. N-am greșit, da? Nu. Ionel, ești de acord? Ales că vine marele derby FCSB Dinamo cu Dinamo renăscută în această perioadă, numai puțin de 8 jucători, și se pare că în această seară semnează un vârf de atac din Italia, spun cei de la Dinamo, cu cifre bune în primele două ligi, așadar se anunță un regal fotbalistic pe arena națională la revenirea în competiția internă. Păi așteptăm să vorbim și despre asta mâine. De aceea ne bucurăm tare mult că ai venit astăzi pe la noi. Te mai așteptăm în fiecare zi. Noi aici din Ultima Bancă vă spunem că timpul nostru a ajuns la final, da? La final, da. La final, tu n-ai cască, n-ai cum să știi, cască, dar mergi pe încredere, da? Da. Bun. Mulțumim. Mulțumesc, dragilor, că ați fost alături de mine în seara asta și rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM în continuare. Ne revedem mâine de la ora 17. O să